Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Mamă, bine ai venit. E un trafic înspăimântător, pe cuvânt. Am făcut mai mult de o oră pentru un drum care de obicei durează 20 de minute. Merge regulamentar. Am spus acum 5 minute, tu erai în partea pe care n-ai apucat să auzi. Nu, te-am auzit. Și ți-am zis că ne-a dat cineva o fotografie de la orizont cu troleibuze blocate în urmă cu 20 de minute și între timp mi-au mai dat vreo 3 prieteni poze cu diverse blocaje în trafic. Pe pod la Domnești, pe la Doamna, peste tot este blocat orașul. Da, eu nu înțeleg de ce este blocat peste tot în condițiile în care se lucrează totuși numai în anumite zone. Adică se lucrează la intrarea în București pe DN1, mă rog, este metrou, pe unde e. Dar asta n-a afectat benzile de circulație. Și este șantierul de la Miorița. Acolo, da. Dar orașul nu e blocat de șantiere. Orașul e blocat că este... S-a depășit limita de... Capacitatea orașului e încheiată de mult. Da, așa e. Și doi, dacă este atât de blocat, nu înțeleg de ce nu apar mai multe scutere în trafic. Că se fură. Motociclete. Motocicleta nu are aceleași beneficii precum scuterul. Nu te strecori la fel. Scutere mai... știi că au fost într-o vreme, a fost debandată de pe lume, se și furau ca în codru și pe urmă s-a dat lege să mergi cu scuterul cu permisul. Da, păi... Cea care au permis, le e frig, îi dor genunchii, nu vor cu... Da, mă, dar decât scooter... să stai o oră și jumătate, eu am avut experiența asta azi. Și deja mă gândesc serios să-mi iau un scuter. Asta mi-ar mai lipsi, să te văd pe scooter. Ce ai, mă, și mergem și amândoi dumb and dumber. Cine dumb and dumber? Ce eu și cu mai cine, ba da, știu, da. Eu cu tine, n-auzi. Mergem amândoi și facem dumb and dumber. Vrei să ne luăm scooter fiecare? Da. Mie mi-e frică de scooter, că nu... Mi-e frică de tot ce înseamnă două roți și de bicicletă. Mi-e frică și de trotinetă. Că ești... Și eu am mers pe două roți de la 5 anișori. Nu m-am scooter, n-am domnului. Da, mesaje peste tot. Hai, dă-mi genericul ăla cu Republica mai Fantastică. Mai a fost, mai dă-mi o dată, că n-a place. Fost, mă, a fost? E, nu. Bine, hai, mai dă-i o dată. Ia. Ia, fii atent. Vrei stai, să vezi ce genericul. Hai, auzi, lasă, nu-l mai dă. Deci. Republica Fantastică România, la Europa FM. Da, poate ați văzut la știri elitele politice din Gorj, de la PNL, erau să-și dea foc. Ca în gluma aia cu tipul care verifică dacă mai e benzină în rezervor cu bricheta. Da. Mai erau vreo 25 de litri în mormântare vineri. Deci care va să zic, o delegație formată din 4 lideri ai PNL Gorj a vizitat comuna Ciuperceni în precampanie electorală. De fapt, delegația era toată de 4, dar unii au vizitat, alții păreau, erau localnici. Okay. Deci e vorba de 4 fruntași liberali ai județului. Ion Iordache, senator și candidat la Camera Deputaților. Iulian Popescu, fost prefect de Gorj și candidat la Senat acum, primarul comunei Ciuperceni și domnul Iani Gărbaciu, purtătorul de cuvânt al prefecturii Gorj. Deci cei patru se filmează, asta este cel mai amuzant lucru. Ei e cam întuneric. Acum nu știm la ce oră din noapte sau din seară se întâmplă, dar este clar după apusul soarelui mult. Și de ce râzi, mă? Sunt în pădure. Deci ei se duc în pădure, filmează, este un cadru așa cu, să văd niște copaci negri cenușii fiind noapte și stau cu o lumină de aia rece, albă așa, în jurul unei țevi care iese din pământ. Și ei sunt adunați acolo, pornesc camera video și poartă următorul dialog din care am mai scurtat un pic. Dar vă rog să fiți atenți ce se întâmplă. Domn primar, care-i treaba cu sondele astea în pădure? Unde s-a mai văzut așa ceva? Este una dintre sondele care se regăsesc pe culmile Ciupecinilor. Păi ce faci tu cu țigarea ta pe aici pe lângă asta? Ar da gaz. Bă, vezi, mă, aici, bă, e nebun! Bă, suntem nebun, mă, ce naiba asta are gaz? Deci cum v-ați dat seama? Cum asta dacă le captez pe ăstea... Dai gaze la toată comuna. Oare pot fi luate de primărie? Deci, practic, unul simte miros de gaz. Și zice, bă, o fi gaz, nu o fi gaz acolo, lângă țeavă. Și în timp ce celălalt, știi, vrea să lanseze tema de dezbatere electorală. Ce e cu țevile ăștia? Prin pădure pe aici, pe la noi. Știi? Și el are un plan de discuție, clar, e făcut, asta îi spune ce e cu țevile și după aceea el o să spună să captăm gazele, să nu știu ce. Și între timp altul, nu știu cine e, dacă e fostul prefect,
dacă e nou candidat la deputăție, dar cine o fi dânsul, scoate bricheta și face, se aude, clic, 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 la gaz. Până când se izbucnește o flamă, care este semnificativă. Bun, nu e nicio explozie, dar este o flamă semnificativă, că ăștia toți sar în spate și fac, păi, ești nebun, vrei să ne dai foc aici? După care trece momentul de emoție și unul dintre ei, eu nu-i cunosc, dar cred că cel care pare să aibă mai multă inițiativă este senatorul Iordache. El pare liderul grupului. Ăla își revine primul și își dă seama că acolo este un moment bun în care se poate discuta despre resursele naturale ale patriei, ale împrejurimilor comunei Ciuperceni. Și păi dacă captezi gazele astea, nu dai la toată comuna? Păi da. Până acum nu par să fie atât de multe totuși, că dacă erau gaze cu adevărat multe, probabil că se auzea până în Târgu Jiu, ca prinsesa la bricheta, știi? Bun, bun. Bă, dar ce oameni, adică, serios, deci te duci la o țeavă de gaz. Să spui, doamne, e o țeavă de gaz, aici e pericol. Cum demonstrezi că e pericol? Dai foc. Corect. Bă, ce? Ăștia sunt... Altfel? Lideri, elitele politice sunt oamenii au condus destinele comunității. Unul este primar, unul a fost prefect, este reprezentantul guvernului în teritoriu, bă, nene. Alți doi parlamentari, înțelegi? Ei fac legi. Dacă îi pui lângă o țeavă, să duc lângă țeavă să poartă discuții, nu se gândesc, bă, da, o fi periculos să stăm aici în jurul țevii? Nu știm. Ia să vedem dacă merge, știți, scoate la bichetă. Ei probabil au realizat după ce au adulmecat, da, că nu e chiar așa de mult gaz acolo. Nu. Îl fi zis, ce-o fi? Tu așa faci, nu? Dacă, știi, miroase gaz în bucătărie, ia să dăm o brichetă să vedem cam cât e. Că noi știm cu toții că... Poate nu e chiar atât de mult. În spații închise n-avem voie. Dar în pădure... În pădure cele, nu? Da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.